ce har ne-a dat Domnul și în dimineața aceasta, într-o duminică frumoasă, să ne vedem cu toți în casa Domnului și zic Domnul să fie binecuvântat. Tot ceea ce se va face să-L onoreze pe El. El merită toată lauda și toată gloria. Slăvit să fie Domnul pentru toate și pentru tot ceea ce a făcut în viețile și în familiile noastre. Dați-mi voie și în dimineața aceasta și eu să vă salut bărbații din biserică, Happy Father's Day, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe dumneavoastră ca și capi ai familiei, cu multă înțelepciune din partea Domnului, sănătate, progres spiritual, dar și progres material, de ce nu? Și pe lângă noi, binecuvântarea pe care o primim noi și soțiile noastre să fie binecuvântate de Domnul. Și toți împreună să-L slujim pe Domnul din toată inima. Totodată vreau să vă mulțumesc că v-ați rugat pentru mine, pentru fratele Vitali, pentru fratele Vasi. Acum o săptămână, așa cum știți, ne-am întors din Middle East, din Irak și din Turcia. A fost frumos, intens și plăcut. Slăviți să fie Domnul pentru biruința pe care Domnul a dat-o. Și dacă Domnul ajută, duminica viitoare o să și prezentăm un raport de misiune, de lucrarea care Dumnezeu continuă să o facă în zonele acelea mai greu accesibile și în mod special în ziua de astăzi India se confruntă cu niște situații destul de greu, persecuții din punct de vedere fizic asupra creștinilor. Acum în Middle East este altfel de persecuție, a trecut ISIS-ul, este mai mult o persecuție la nivel intelectual. Sunt militia pe urmele lor, a creștinilor, controlează absolut tot Iranul deocamdată, dar Dumnezeu lucrează, oameni se întorc, tot mai mult se întorc la Domnul, fie că e vorba de revelații, fie că e vorba din vise, fie că e vorba că Dumnezeu îi vindecă, oameni se întorc și pentru lucrul acesta Dumnezeu să fie slăvit. Dragii mei, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră în următoarele minute câteva gânduri pe care Dumnezeu mi le-a pus pe inimă și aș vrea să le împărtășesc cu dumneavoastră. Acum, tema și direcția mea este mai mult către frați, uitându-ne la noi, dar și ca și cap de familie, responsabilitatea pe care noi o avem. Am să fiu mai practic în dimineața aceasta, mai direct, am să vă spun de la început. Probabil unii se vor supăra pe mine, dar o să ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu. Și I will be very honest, I will never apologize for the word of God. I apologize for mistake I made. Este normal să le facem, dar pentru cuvântul lui Dumnezeu, I will never apologize, este cuvântul lui Dumnezeu. Dar promit că o să spun adevărul, dar și cu dragoste, plecând de aici să plecăm zidiți, îmbărbătați și aș vrea cu o decizie nouă în viața noastră, mai mult să fim bărbați cu influență în lumea aceasta, având un impact în slujirea noastră, în familia noastră, în comunitate și oriunde Dumnezeu ne trimite și ne folosește pentru slava și gloria Lui. Două versete care aș vrea să le împărtășesc cu dumneavoastră, Galateni capitolul 2, versetul 20, le știm, este un verset frumos care spune: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credință în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit, s-a dat pe sine pentru mine. Așa spune cuvântul Domnului și 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 5 spune așa: voi sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. Este adevărat că contextul în care noi trăim, contextul acesta secular, să vorbesc așa direct, are o amprentă asupra noastră și am să menționez câteva lucruri care din parcursul predicilor mele le-ați mai auzit, dar vreau să fie mai fresh în mintea noastră și în inima noastră. Este adevărat, dacă uitându-ne la realitate, la cultură, ne lovim de criza aceasta de identitate. Nu mai știu oamenii ce sunt. Este adevărat?
Mi s-a întâmplat, adevărul e că am fost pus într-o situație penibilă să mă duc undeva, n-am să spun unde, nu eram în Portland, Oregon, de-aia m-a șocat că eram într-un stat mai conservator. Și am fost pus, m-am dus, a trebuit să predic și m-am dus ca să, după ce am gătat biserica, m-am dus și mi-am cumpărat ceva și m-am oprit undeva să-mi iau o cafea. N-a fost cafeneaua mea preferată, știți la ce mă refer. Și când am ajuns acolo, am zis, hello sir, și s-a uitat la mine foarte ciudat și a început să-mi spună, de fapt, cum să-i spun eu. Clar că suntem puși într-o situație foarte ciudată și penibilă ca să răspundem înapoi. Dar cum lor nu le-a fost rușine de identitatea lor, nici mie nu mi-a fost rușine și am accesat același răspuns pe care clar că persoana n-a vrut să-l audă. Dar este adevărat, frați și surori. Întrebați-vă copiii cu ce ne confruntăm, ce se confruntă ei la școală. Încă de la vârsta asta fragedă, încearcă școala să indoctrineze. Twist their mind the way they think. Este criza de identitate. Nu mai știm ceea ce suntem. Acum mergem un pas mai departe. Ne uităm la bărbați. Sunt bărbați care, din păcate, atât în societate, cât și vedem de multe ori și în biserică, bărbații nu mai sunt ceea ce Dumnezeu din cer vrea ca eu și ca dumneavoastră să fim. De ce? Pentru că realitatea lucrurilor în care noi trăim este că lumea în care noi trăim este o lume setată pe anti-evlavie, împotriva godliness. Împotriva caracterului sfânt, împotriva integrității, împotriva lucrurilor care noi ar trebui să stăm pe ele și să le spunem că este adevărul. Și vă dau un exemplu, așa cum am menționat, mai menționez lucrurile acestea. Uitați-vă în 100 de ani ce s-a întâmplat în lumea noastră în care trăim. Și aminteam și spuneam dumneavoastră teoria lui Darwin. Darwinismul, știți teoria lui, este problema evoluționismului și spune că, clar, omul se trage din maimuță. Problema cea mai mare nu este asta. Știți care este? În spatele acestei teorii există gândirea aceea și o numesc pe față. Gândire diabolică în care vrea să scoată pe Dumnezeu afară. Conceptul de Dumnezeu, eliminarea conceptului de Dumnezeu. Și copiii noștri învață la școală lucrurile acestea și noi le-am învățat în școlile seculare, probabil și în România, nu chiar așa accentuat ca și aici. Aici este problema. Scoaterea conceptului de Dumnezeu din mintea copiilor, din mintea familiei, din creație, din ceea ce Dumnezeu a făcut. Și apoi nu ne mirăm de ce dă naștere următorul pas, dă naștere la umanism. Atunci când nu mai există Dumnezeu, omul devine măsura tuturor lucrurilor. Eu devin măsura tuturor lucrurilor. Nu mai există Dumnezeu, eu nu mai am la cine să mă raportez, nu mai am la cine să dau socoteală. De ce? Pentru că focusul este luat pe Dumnezeu și totul este pus pe om. Și mai mult decât atât, uitați-vă, anii 70, este acea revoluție, o numeau oamenii de știință, revoluția sexuală, când totul era trecut prin expresia aceasta, dacă îți place, do it, nimeni nu-ți dă socoteală. Și astăzi, uitați-vă în anul 2020, 2023, consecințele care sunt și care noi le tragem în ziua de astăzi. De ce? Pentru că există criza aceasta de identitate, există criza aceasta a bărbatului, că nu mai există bărbat și luptele cu care noi ne confruntăm în lumea aceasta. Și apoi o altă eră, a existat era aceasta a postmodernismului, adică dominată de relativism. Și tu ai dreptate și eu am dreptate. Cu alte cuvinte, nu ne mai jignim. De ce să ne mai jignim? Nu? Asta spun cei oameni aceștia care îmbrățișează conceptul acesta și teoria aceasta și ne lovim de lucrul acesta. Doamne fere, astăzi te ridici în picioare să spui părerea ta conservatoare sau cum gândești tu. Ești imediat, I'm sorry, but I have to say, ești bully, ești pus deoparte, they make fun of you, they don't care about you, they attack your name, they attack your integrity, they attack your family, they attack your kids, they attack everything you have.
Pentru că asta este realitatea în care noi trăim și cu care noi ne lovim. De aceea, oamenii din ziua de astăzi nu este deranjat de conceptul de numele de Dumnezeu. Că toți, într-o oarecare măsură, au Dumnezeii lor, nu? Musulmanii au Allah, Dumnezeul lor, hindușii au Dumnezeii lor, toate religiile au Dumnezeii lor. Dar știți când îi deranjează? Când te ridici în picioare și spui că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, care este un adevăr absolut. Atunci apare problema cu care oamenii aceștia se confruntă. Și, dragii mei, în cuvântul lui Dumnezeu aș vrea să ne uităm în dimineața aceasta și se pune întrebarea pentru mine și pentru dumneavoastră: cum pot eu și dumneavoastră trăi, mai ales noi ca și bărbați, uitându-ne la cuvântul lui Dumnezeu, într-o lume în care valorile morale sunt inversate, într-o lume în care societatea neagă păcatul și îl elimină pe Dumnezeu? Și aș vrea să-mi intitulez mesajul meu în dimineața aceasta pentru noi, pentru Biserica Philadelphia. Cred că Dumnezeu m-a inspirat, m-am rugat pentru mesajul acesta ca Dumnezeu să mi-l dea. L-am intitulat în felul următor: A Father with Influence. Un tată cu influență. Toți într-o oarecare măsură, frați și surori, realistic vorbind, am mințit dacă n-am recunoaște în dimineața aceasta, toți vrem să avem influență într-o oarecare măsură. Că ești bărbat, că ești femeie, că ești adolescent, că ești om în vârstă, este normal să dorim lucrul acesta. Dar aș vrea să ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ce înseamnă din punct de vedere al Bibliei un bărbat. Ca mine, ca dumneavoastră, cei care ați venit astăzi la binecuvântare de copii, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă ajute și pe dumneavoastră și pe mine și pe fiecare dintre noi să fim acei tați, acei bărbați care să avem o influență. Și primul lucru care aș vrea să-l subliniez în dimineața aceasta este în felul următor. Un tată care are influență este tatăl acela care lead his family. Credeți-mă ce vă spun, societatea în care noi trăim are nevoie de lideri, de adevărați bărbați care să fie lideri, care să stea pe poziție, să-și asume responsabilitatea, să-și asume ceea ce primește călăuza de la Dumnezeu. Mai mult decât atâta, nu numai că primim viziunea și revelația pe care o avem de la Dumnezeu, cum să trăim în lumea aceasta, dar avem și responsabilitatea aceasta to cast our vision, adică să ducem la îndeplinire viziunea aceasta. Și Biblia, dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, o să vedeți multe exemple de oameni care au fost cu adevărat lideri, care au avut un impact în societate, în relația lor cu Dumnezeu și în lumea, în jurul oamenii din jurul lor. Și eu o să vă dau în dimineața aceasta trei exemple din cuvântul lui Dumnezeu. Unul dintre exemple este Moise. Moise a fost omul acela care Dumnezeu îl scoate din Egipt, îl trece prin școala lui, acolo Dumnezeu îl șlefuiește pe Moise, acolo Dumnezeu îi pregătește caracterul, acolo Moise are relația aceea personală cu Dumnezeu, când se întâlnește numai el cu Dumnezeu și apoi Dumnezeu îl trimite înapoi. Unde? Unde era, de unde a fugit. Știm cu toții ce a făcut. A omorât pe un om și a trebuit, un egiptean, și a trebuit să fugă. Și aici parcă Dumnezeu are simțul umorului. După ce îl pregătește pe Moise, Dumnezeu îi zice: du-te înapoi acolo la prostia pe care ai făcut-o. Și Dumnezeu îl folosește pe Moise ca un om care to deliver de oamenii aceștia, să-i scoată din Egipt și să-i ducă într-o țară promisă, într-o țară în care să curgă lapte și miere. Și Dumnezeu îl folosește pe Iosua. Este nevoie astăzi de bărbați, cred din toată inima, atât în societate, dar mai ales și în Biserica lui Dumnezeu, care să fie cu adevărat lideri. Și jobul nostru și responsabilitatea noastră este să ne scoatem familia din Egipt și să o ducem în Canaan. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Uitați-vă la Neemia, a avut numele acesta, jobul cel mai bun. Era the best job, să stai tot timpul lângă the coolest person in town, în country. Împăratul, nu numai, să aibă încredere în tine,
să ai posibilitatea să iei paharul cu băutură și să-l dai în mâna lui. Asta înseamnă credibilitate pe care împăratul o a avut în el. Și totuși, când aude situația aceasta dezastroasă, a, să numesc în contextul nostru, a familiei lui, când aude situația aceasta, ne spune cuvântul Domnului și a sfâșiat hainele, a plâns, a postit și s-a întors înapoi, s-a dus acolo. De ce? Pentru că a trebuit to rebuild. Și astăzi noi ca și lideri în familiile noastre suntem chemați to rebuild. Suntem chemați to rebuild our spiritual life, suntem chemați to rebuild our altars in the house, suntem chemați ca să rebuilduim ceea ce a fost dărâmat și ceea ce diavolul a încercat să dărâme. Și uitați-vă la Apostolul Pavel, are responsabilitatea aceasta după ce Dumnezeu se împacă cu Domnul Iisus Hristos, după ce înțelege că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, după ce stă și Dumnezeu îl formează 14 ani, în momentul acela are responsabilitatea aceasta să se ducă mai departe, să predice Evanghelia lui Dumnezeu. Și cunoaștem cele trei călătorii misionare pe care Apostolul Pavel le face, plantând biserici după biserici, dar nu numai plantând după biserici, că este ușor să te duci să deschizi o biserică, dar este foarte greu to disciple pe cineva, să-l ridici, să stai cu el ani, să-l formezi, să te rogi pentru el, să postești cu el. Este foarte greu, dar a fost un lider, liderul ăsta face de fapt. Și dacă ne uităm la oamenii aceștia din Biblie care au avut, oamenii aceștia care au avut un impact în leadership-ul lor, uitându-ne și la noi, să știți că au avut câteva lucruri în comun, câteva caracteristici. Și una dintre caracteristici a fost commitment, a fost commitment there to their calling, mai mult decât atâta. Credibility, mai mult decât atâta, au avut un purpose. They were gifted. Mai mult decât atâta, accountability. N-au fost oamenii de capul lor, au făcut ceea ce au vrut, ci liderul este și el accountable to alți oameni, la fel cum soția, noi suntem capul soției și capul bărbatului este, spuneți dumneavoastră, Hristos Iisus. La fel cum soția mea este, dă socoteală mie și eu dau socoteală înaintea lui Dumnezeu și fiecare. Nu se poate exclude lucrul acesta. Și mai mult decât atâta, știți ce vedem la ei? A existat un self-discipline în viața lor. Al doilea lucru, care aș vrea să ne oprim, sunt patru lucruri, este aspectul acesta de a father is a pastor to his family. Am folosit expresia aceasta, pastor to his family, pentru că există o autoritate care Dumnezeu ți-o dă în familia ta. Este adevărat că de multe ori sunt în anumite situații familii, și am să explic, nevoie ca să vină un pastor, până vine pastorul bisericii care este autoritatea noastră a tuturor, eu și cu dumneavoastră suntem pastori în acea familie. Și responsabilitatea noastră este aceasta de a duce, de a conduce familia noastră într-o direcție bună, într-o direcție bună spirituală. De ce? Pentru că suntem pastori și preoți în casele noastre. Aduceți-vă aminte de exemplul, vreau să vă dau de fapt exemplul acesta lui Adam și Eva. Eva a fost ispitită de diavolul și am zice noi, Adam a fost ispitit de Eva, dar el nu a ascultat cu alte cuvinte, să zicem așa. Dumnezeu nu s-a dus la Eva, ci s-a dus la Adam să stea de vorbă cu el. Eu cred că înțeleg din exemplul acesta că Dumnezeu vrea ca bărbatul să fie cu adevărat preot și pastor în familia lui, adică să ducă familia într-o direcție bună, spirituală. Este adevărat că probabil în unele familii soția se roagă mai mult sau soția cântă mai mult sau soția citește mai mult. Însă rolul de pastor în familie este responsabilitatea bărbatului, este responsabilitatea tatălui și surorile să zică amin aici. Dar și bărbații să zică amin.
Amin? Să ne luăm în serios lucrarea la care Dumnezeu ne-a chemat. Și este adevărat, asta nu înseamnă că trebuie să avem neapărat un degree în teologie ca să fim lideri spirituali, pastori în familiile noastre. Și vreau să vă spun, există niște responsabilități pe care noi le avem, și anume, a pastor is a person who brings the family to church. Asta este responsabilitatea. Acum aducem la noi, la biserica noastră. He is a pastor in home. You bring your family to church. But some of the people, they say, frate Gabi, but my kids, they have games on Sunday. Listen to me, I'm going to be straight this morning and I want to tell you, you don't ask your children what to do on Sunday. You have to tell them what to do on Sunday. Alu nou, poate unii care sunt mai moderni ca mine, nu agrează, dar asta eu cred că este responsabilitatea mea. Și dacă sunt anumite lucruri în familia noastră care împiedică venitul nostru la biserică, frați și surori, ascultați-mă, trebuie să spunem nu. Acum, știu eu lumea, eu am spus-o, n-am zis-o public și asta, dar mie mi-a plăcut fotbalul, eu recunosc. Da, asta este. Eu am fost bun portar, fratele nici știe, eram la școală amândoi acolo, la liceu. Aveam 14 ani, în blocul noi era cineva care era antrenor la Corvinu. Și s-a uitat, m-a văzut și a zis, vino la antrenamente, că zice, you're gonna have a bright future. You're gonna be one of the best goalkeeper. Ai calități în tine. La slavă Domnului! Pentru tati și mami, că a trebuit să scoată și cureaua și au crezut și în punerea mâinii, lay hands asupra mea, și a trebuit să zic că nu, că dacă era după capul meu, copil de 14 ani. Come on, hai să fim serioși. Mă duceam unde nu trebuia și nu știu ce se putea întâmpla cu mine. De aceea, eu cred că a pastor is a person who brings the family to church, dar nu numai la biserică. A pastor is that person who brings church to the family. Amin? Aduce biserica în casele noastre, adică cântarea noastră nu se oprește numai aici și atât, la biserică și ceau. Nimic altceva. Nu! Cântarea noastră trebuie să continue. Rugăciunea noastră trebuie să continue. Studierea Cuvântului lui Dumnezeu trebuie să continue. Că dacă ne-am hrănit numai cu programul de duminică dimineață, duminică seara, marța și joia sau miercurea când venim la biserică, am fi niște schelete. De aceea, eu cred că este responsabilitatea noastră, frați, în dimineața aceasta să înțelegem că este datoria noastră, ca și pastori în casele noastre, to bring the church to the family. Și nu numai atâta, is a pastor to bring faith to the family. Credința. Credința adevărată, că sunt multe astăzi credințe în care lumea crede și toate lucrurile acestea, Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Știți de ce? Pentru că eu cred că un lider, un pastor în familiile lor conduc by example și conduc by inițiativă. Atât exemplu, dar luăm și inițiativa în familiile noastre. Dacă până astăzi cineva n-a luat inițiativa și multe alte lucruri, este ziua în care să venim înaintea Domnului să zicem, Doamne, de astăzi vrem să fim cu adevărat tați care să avem influență. Al treilea lucru, o să mă opresc și aici, a father is to walk in purity. Este nevoie să vorbim astăzi de puritate la bărbați? Sigur că este nevoie, atât și la bărbați și la femei. Realitatea în care noi trăim, și dacă citiți statisticile, nu le-am pus că nu vreau să tulbur pe nimeni, care este atât în societate cât și în biserică, ne pune mâna la cap, ne doare capul de ceea ce vedem. Este o realitate sumbră în care noi trăim. Dar uitați, vă dau un exemplu din Sfânta Scriptură și apoi exemplu Domnului Iisus Hristos. Un om, Iov scrie lucrul acesta și spune așa, I made a covenant with my eye to not look lustfully at a young woman. I have a question. Do you know how old was Job când a scris versetul acesta? A fost peste 70 de ani. Știți ce îmi spune? Că problemele cu puritatea nu este numai la tânăr, este și la cel mai în vârstă. Și înțeleg de aici că puritatea nu se uită doar la un om și zice, a, am că să distrug doar generația tânără sau asta. Nu! Ci
se uită la toți oamenii, se uită la bărbați, se uită la femei, ca să diavolul, ca să distrugă. Și știți ceea ce Domnul Iisus Hristos a spus în Matei capitolul 5, versetul 28, dacă predica aceea de pe munte a vrut, le-a dat toată gândirea peste cap poporului Israel și a zis așa, dacă se uită cineva la o femeie cu gând să o poftească, a și păcătuit, absolut. De aceea, frați și surori, eu cred din toată inima că un om, un bărbat în casele lor este chemat to walk in purity și ar trebui să zicem amin și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Și de ce spun acesta? Pentru că eu cred că noi suntem chemați într-o vreme ca asta, do not tolerate sin în viața ta și în viața mea, că Biblia ne zice foarte, foarte, foarte specific, păcatul atâta de lesne în jurul nostru, încet, fără să ne dăm seama, dar în momentul acela când ne prinde, suntem prinși ca într-o pânză aceea de paianjen, cuprinde paianjenul câte o insectă. Nu mai poate absolut să facă nimic. Știți ce vreau să spun aici? Am dat câteva exemple din Biblie. Frați, tineri, young people, protect your gates. Că sunt ochii, că e gura, că e, sunt urechile, suntem chemați și bărbații în ziua de astăzi sunt chemați să umble în puritate. Biserica lui Dumnezeu și Hristos va lua o biserică care este pură, spălată în sângele lui Iisus Hristos. De aceea trebuie să facem și noi lucrul acesta. Știu că există expresia aceea, mai ales aici în America am auzit-o foarte des, și anume, the grass is greener on the other side. E adevărat? Nu-mi place mie expresia asta. Știți de ce? Pentru că eu cred că the grass is greener acolo unde o uzi. În curtea ta. N-ai ce să cauți la vecin să uzi curtea. Udă curtea ta și ai să vezi că totul o să fie bine atunci așa. Și înțelegeți contextul în ceea ce spun. Și am să vă mai dau un exemplu practic în dimineața aceasta. Fiecare dintre noi, probabil, avem câte un fireplace în casele noastre. Când te gândești la foc, te gândești și zici, mă, focul este periculos. Știți când este focul periculos? Când the fire iese afară din fireplace. Dar atâta timp cât este în fireplace, este ceva frumos, este ceva un ambient, este ceva plăcut, to enjoy. De aceea, dragul meu, spun în ziua de astăzi, frate, tânăr, drag, ascultă-mă ce spun în dimineața aceasta. Ia-o ca din partea Domnului. Keep the fire in the fireplace. Luptă-te să te ajute și pe tine, Domnul, și pe mine, ca Dumnezeu să ne ajute să trăim puri înaintea lui Dumnezeu. Acum, tinerii cu care eu fac, unii dintre familii care fac counseling înainte de căsătorie, știe că le dau un set de cărți. Și una dintre cărți am adus-o să o prezint în fața dumneavoastră. Este Boundaries in Marriage. Dragii mei, noi suntem chemați să avem anumite boundaries in our family, in our life, in our marriage. Nu se poate de capul nostru, dacă nu ne punem niște granițe în jurul nostru, să zicem până aici. Eu am câteva lucruri cu soția mea și multă lume le știe, nu sunt aici să le spun public, dar sunt anumite lucruri pe care eu le-am luat. Și unii se uită la mine și râde de mine și zice, a, numai tu ești așa. Am învățat de la mami, am învățat de la tati, am învățat de la pionierii credinței dinaintea noastră care au câștigat și au sfârșit alergarea cu bine înaintea lui Dumnezeu. Știți care sunt lucrurile care distrug o familie și care distrug, de fapt, un bărbat? Este primul, este mândria, al doilea este anturajul sexual și al treilea sunt banii. De aceea cred că trebuie să existe niște bandreți. Eu vă recomand cartea aceasta, mai ales pentru cei care vă căsătoriți sau sunteți proaspeți căsătoriți. Ascultați-mă, rugați-vă ca Dumnezeu să vă ajute să serap niște bandreți, că in the end, tu și soția ta, tu și copiii tăi vei fi binecuvântat de Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute. Și ultimul, ca o concluzie în dimineața aceasta, este în felul următor. A father leaves a legacy. Lasă o moștenire
pentru copii, pentru soție, pentru cei care vin. De aceea, dragii mei, știți care este moștenirile pe care eu am vrut să vi le prezint în dimineața aceasta? Este aceasta: Domnul să facă din noi cu adevărat lideri. Societatea are nevoie de lideri integri, care nu se compromit. Domnul să facă cu adevărat din noi pastori, mai întâi în casele noastre, și să ne ajute la lucrul acesta. Și Domnul să ne ajute să umblăm în puritate, pentru că, in the end, Hristos își va lua biserica care este o biserică pură. Dacă până astăzi a existat anumite probleme aici, dragii mei, este o șansă pe care și mie, că mesajul acesta a fost în primul rând pentru mine, și pentru dumneavoastră este o șansă în care să venim înaintea lui Dumnezeu și să zicem: Doamne, ajută-ne să fim niște bărbați cu influență. Dar nu o influență cum vrea lumea aceasta, ci o influență cum vrei tu. Să fim oamenii aceia care să lead, așa, să conducem așa cum tu ne vrei, să fim oamenii aceia care să fim pastori în casele noastre, să aducem biserica în casele noastre și să avem grijă spiritual de casele noastre și atât cât vine la nivel de relație în familie, între noi soții, între noi și Dumnezeu. Domnul să ne ajute să umblăm în puritate. Și eu sunt convins că dacă vom face lucrul acesta, vom lăsa a legacy în spatele nostru. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să ne ajute să trăim pentru El o viață curată și sfântă.